A venit căldura, lumea este la picnic, dar mulți se întorc, pacienți la urgență, înțepați de căpușe. Mai mare e isteria, spun medicii, care socotesc că aceste insecte nu au apărut abia acum, dar din cauza panicii generale instalate la noi, cazurile sunt extrem de frecvente. Sunt destul de mulți oameni înțepați de căpușe, dar panica este foarte mare. Ce le recomandați celor care ajung la urgență pentru înțepături? În primul rând, celor pentru căpușe le recomand să vină totuși la spital, să nu încerce să și o extragă singuri. Nu este așa de dramatică situația și să vină în primul rând la noi la urgență și după aceea mai vedem. Cam câți oameni vin așa zilnic? Cam 2-3 pe zi. Zeci de oameni ajung la spital, iar medicii îi sfătuiesc să nu încerce să-și scoată singur aceste insecte care se înfig sub piele. Totuși, dacă nu vin la spital, atunci ei pot pune peste locul în care s-a prins căpușa un strat gros de cremă sau un tampon îmbibat în alcool și insecta se desprinde singură.